Multe plante de interior sunt capabile să absorbă poluanții prezenți în mediile casnice. Iată ce plante este bine să ai în casă pentru a-ți proteja membrii familiei, copiii și chiar pe tine însuți. Multe plante de interior sunt capabile să absorbă poluanții prezenți în medii casnice și care creează probleme ca astm, iritații ale mucoaselor, durere în gât, dureri de cap, iritabilitate sau alergii. Aerul din casele noastre este afectat de poluarea mediului extern cât și de cel intern. Obselele, adezivii și agenții de conservare pentru lemn, produsele de curățare și fumul de țigară. De asemenea, aerul din casă este afectat de activitățile normale, cum ar fi gătitul unor ingrediente sau alimente. Acestea eliberează mediu compuși volatili și semi-volatili de uz casnic. În aerul casei noastre, de exemplu, poate fi prezentă formaldehida, produsă de fumul de țigară, de gazul folosit în bucătărie, prin vopselele de perete, mobilier, țesături și perdele. Fumul de țigară, de asemenea, eliberează multe alte substanțe nocive pentru mediu, inclusiv benzen. Ecranele electronice sunt responsabile pentru prezența xilenului și a toluenului în aer de origine, în timp ce produsele de uz casnic pot polua aerul din casă cu un exces de amoniac. Toate aceste substanțe din aerul pe care îl respirăm pot provoca diverse afecțiuni, cum ar fi durerile de cap, iritarea căilor respiratorii, alergii și iritabilitate. Pentru a curăța aerul casei, trebuie să alegem mobilier din materiale ecologice, să folosim vopsele naturale, să nu fumăm în casă, de asemenea să folosim cât mai mult posibil detergenți naturali. Un ajutor suplimentar vine de la plante capabile să purifice aerul casei. Pentru un apartament de 100 de metri pătrați este nevoie de 8 până la 12 plante pentru a îmbunătăți calitatea aerului din casă. Ficusul este o plantă de apartament foarte populară și îndrăgită, dar ficusul nu este doar o plantă decorativă pentru locuință. Contribuie de asemenea la îmbunătățirea calității aerului din casă. Frunzele acestuia absorb câteva substanțe toxice periculoase care se regăsesc în aerul din locuințe. Benzenul, dicloretilena și formaldehida. Dracaena. Dracaena este o altă plantă foarte întâlnită în locuințe. Este foarte utilă în purificarea aerului, mai ales atunci când renovezi casa și folosești vopsea industrială, adeziv, diluanți și alte produse pentru zugrăvirea casei, pline de substanțe chimice sau toxine periculoase. Dracaena are rolul de a absorbi în proporție de aproape 90% substanțele volatile și benzenul. Acestea sunt foarte nocive pentru sănătatea oamenilor. Feriga. Feriga este o plantă de decorativă foarte frumoasă care nu trebuie să lipsească dintr-o casă. Este considerată un plămân verde care împrăștie nu doar culoare, ci și sănătate în jur. Purifică aerul și sporește umiditatea în casele în care aerul este uscat. Iedera. Iedera este o plantă care contribuie la împrospătarea și curățarea aerului de toxine. Absoarbe nu doar substanțe precum benzenul, dicloretilena, toluenul sau formaldehida, dar este eficientă și în combaterea poluării electromagnetice prin absorbția undelor provocate de aparatura electronică și electrocasnică din casă, în aerul din încăperi. O altă plantă puțin mai sensibilă, dar care are proprietatea de a purifica aerul. Este renumită pentru faptul că absoarbe amoniacul care este degajat în aer din detergenți și produse de curățare și care poate afecta sănătatea familiei. Elimină și formaldehida și xilena, alte substanțe toxice frecvent răspândite în aerul din încăperi. Cactusul filtrează eficient aerul prin absorbția de noxe și toxine din degajarea de oxigen, esențială pentru respirarea unui aer curat. Filodendronul. Filodendronul este una dintre plantele ornamentale de interior pe care trebuie să o ai în casa ta. Pe lângă faptul că absoarbe substanțe, ajută și la menținerea umidității constante în camera în care se află. Este o plantă extrem de utilă în casele în care aerul este uscat. Relatează vrempărinți.ro.